Lăudat să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! Preobiților, bucur din toată inima să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să adresez aprecieri deosebite comunității dumneavoastră, căpetenilor spirituale și administrative ale bisericii, ale localității, bunului meu prieten, fratelui Merlin, pentru invitație și disponibilitate. Și aș vrea să vă adresez mulțumiri dumneavoastră tuturor, pentru că sunteți ceea ce sunteți. Spuneam și data trecută, mărturia faptului că Dumnezeu lucrează. Sunteți dovada că Duhul Sfânt este la lucru în mijlocul dumneavoastră. Aș vrea să vă salut cu toată dragostea în numele Bisericii Elin din Chicago, în numele Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Salutul nostru este harul și pacea Domnului, pe care vi le dorim din belșug și înmulțite și de data aceasta. Amin. Voi citi cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, primele 13 versete, Luca 16 de la versetul 1. Cuvântul Domnului spune: Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornice stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a spus el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre, zicem din toată inima. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, textul de față cere clarificarea câtorva termeni sau noțiuni. Pentru că se schimbă generațiile și avem o generație de tineri mai educați decât generația de dinainte. Încercăm de la o generație la alta să ne emancipăm.
Și unele cuvinte pe care noi le înțelegeam în generația noastră nu mai sunt înțelese așa de bine în generația nouă. De exemplu, ispravnic sau isprăvnicie. Termenul acesta este un termen domnesc din vremurile voievozilor și domnitorilor. Ispravnic este un administrator. O isprăvnicie este o proprietate sau o slujbă încredințată unui om ca să menajeze, ca să administreze o clădire, un oficiu, un număr de oameni care au o responsabilitate, o secție, mă rog, administrarea a ceva. Ăsta este termenul de ispravnic sau de isprăvnicie. Pe urmă, găsim aici termenul de zapis. De asemenea, cuvântul zapis este un termen vechi din timpul domnitorilor. Ce înseamnă zapis? Zapis este un contract. Este un document care documentează un aranjament între două persoane. În speță, dacă cineva se duce să împrumute o sumă de bani sau niște unde lemn sau niște grâu de la o altă persoană, întocmește un document. Și când întocmește documentul, scrie pe document: persoana cutare a împrumutat de la persoana cutare cantitatea cutare de unde lemn sau de grâu sau de altceva sau chiar bani, dacă este un schimb monetar, și persoana aceasta se angajează să plătească înapoi această datorie în termenul cutare. Ăsta e zapis, contract, document. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Așa după cum am citit, un om bogat avea un administrator care îi administra bogățiile, proprietățile, valorile. Și a auzit cineva l-a părât sau l-a dat de gol că nu e corect în administrarea bogățiilor sale. Orică e necinstit, orică e incompetent, orică e neglijent, administratorul acesta, ispravnicul acesta, nu a slujit bine pe stăpânul său. Nu a slujit bine interesele stăpânului său. Și pentru asta, stăpânul i-a transmis mesajul: pentru că nu ești ori cinstit, ori competent, ori atent, din acest motiv, îți vei da socoteală, vei da primire, o să vedem ce pagube mi-ai adus și nu vei mai fi ispravnic. Nu vei mai fi administrator. Ce face omul acesta? În momentul următor se gândește ce voi face mâine, ce voi face poi mâine. Când nu mai sunt administrator, când nu mai am salariu, când nu mai am niciun venit, când e greu să mă angajez în altă parte, pentru că n-am să am o referință bună de la stăpânul meu, oriunde te duci, cineva te întreabă unde ai lucrat până acum. Păi am lucrat acolo. Și ce zice fostul patron despre tine? Păi zice că am făcut o slujbă bună. Omul va fi înclinat să te angajeze și el. Dar dacă patronul de dinainte spune a fost necinstit, n-a fost atent, a fost neglijent, a fost un incompetent, n-a știut ce face, șansele tale să mai fii angajat vreodată sunt foarte mici, cel puțin în domeniul acela. Și atunci, omul acesta, știind că stăpânul lui are datornici, a luat contractele datoriilor lor, a luat zapisurile și i-a chemat. Și le-a spus: tu ce datorie ai? Și el a spus: 100. Eu scrie 50. Dai și scrie 50. Cât ai? 100. Taie și scrie 80.
Stăpânul a auzit ce a făcut administratorul în ultimele zile de slujbă și le-a spus celor din jurul lor. Să știți că administratorul acesta, pe lângă toate metehnele lui, pe lângă toate defectele lui, are o calitate, o singură calitate. Nu l-a lăudat pentru ce a făcut. L-a lăudat că s-a gândit la viitor. Pentru că dintr-o dată n-a mai fost doar o istorie. A fost cuvântul lui Dumnezeu și Hristos a spus: fii întunericului, oamenii din lumea asta sunt mai chibzuiți cu viitorul lor pământesc decât sunt fiii luminii cu viitorul lor veșnic. E adevărat. Fiii întunericului au grijă de ziua de mâine, au grijă de anul viitor, au grijă de perioada următoare, încearcă să se asigure că o vor duce bine. Dar uneori, fiii luminii, copiii lui Dumnezeu, cei care au fost mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt necinstiți cu viitorul lor veșnic, sunt neatenți și neglijenți cu viața lor și uneori, prin nepracticarea disciplinelor spirituale, sunt necunoscători, ignoranți și incompetenți atunci când e vorba să aibă grijă de sufletul lor veșnic. Haideți să ne uităm puțin la bunătatea ispravnicului necredincios. Cu ghilimelele de rigoare, bunătate. Întrebarea se pune: a fost ispravnicul necredincios chiar bun cu datornicii stăpânului său? Eu vă spun foarte sincer, dacă eram dator 100 de orice, de un de lemn, de grâu, de ce-ar fi fost, și mă chema cineva și îmi spunea: de azi înainte ești dator doar 50, aș fi zis mulțumesc. Și aș fi considerat că omul dă dovadă de bunătate. Sau dacă zicea ai 100 și vei avea doar 80 datorie, aș fi fost mulțumit și cu atât. Însă hai să le evaluăm obiectiv pe acest ispravnic necredincios. El rămâne necredincios inclusiv în bunătatea lui. Știți de ce? În primul rând, pentru că e bun pe cheltuiala altuia. E bun cu banii altora. Și dumneavoastră aveți proiecte aici. Și dumneavoastră vă angajați să faceți anumite lucruri, poate la nivel de comunitate, poate la nivel de biserică. Și mi-aduc aminte că am vorbit odată într-un grup de frați despre un proiect și toți au fost foarte entuziasmați să mergem, să vorbim cu biserica, să strângem fonduri și să facem lucrarea respectivă. Însă când i-am pus pe fiecare să noteze cam cât ar putea să contribuie, unii au fost mai codași. E ușor să aprobi ceva pe buzunarul altuia. Însă în împărăția lui Dumnezeu, o astfel de bunătate nu se numește bunătate. Un astfel de pozitivism nu se numește pozitivism. Ia ascultați! Ale cui erau alea 100 de măsuri de unde lemn sau alea 100 de măsuri de grâu? Erau ale lui? Când le-a dat datorie, pe datorie acestor oameni, le-a luat de la el din magazie? Nu! Locul gol descoperit a rămas în magazia lui? Nu, în magazia stăpânului lui. El când i-a pus să taie din datorii, bunătatea lui a fost pe cheltuiala altuia. În al doilea rând, bunătatea lui a fost ca să creeze obligații din interes.
El a fost bun. Le-a tăiat din datorie. Dar nu le-a tăiat din datorie pentru că i-a fost milă de ei și de familiile lor. Nu le-a tăiat din datorie gândindu-se săracul. Are 100 de măsuri de unde lemn sau de grâu, datorie. Îi e greu să plătească. Îi e imposibil să plătească. Are copii mulți, are greutăți mari. N-are un salariu mare. Hai să-l ajut. Nici nu s-a gândit la lucrurile astea. A făcut-o din interes personal ca să le creeze obligații față de el însuși. De asta Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte spunea: dacă vrei să inviți pe cineva la tine sub formă de binefacere, nu-ți chema rudele și prietenii ca să îi îndatorezi să te cheme și ei la ei, să mâncați azi la noi, mâine la voi. Nu! Ci cheamă pe cineva pe care nu-l cunoști, față de care n-ai nici obligație, pe care nu-l obligi, n-are cu ce să-ți răsplătească, și atunci se va numi o faptă bună. Iată, dar ispravnicul necredincios, bunătatea lui e pe cheltuiala altuia, e din interes. Și în al treilea rând e cu limite, o bunătate limitată. Acum totuși stau și mă întreb, a fost legal ce a făcut el? A fost legal? A fost corect? Când s-a apucat să taie din datorie? Nu. A fost corect. Ce a făcut a fost ilegal. Știind că e ilegal, ia auziți, n-a șters el zapisul, n-a corectat el. I-a pus pe datornici să taie și să modifice, că dacă vreodată cineva vine să tragă la răspundere pe vinovat, cine a modificat documentele, cine a comis ilegalitatea, el să spună: nu e semnătura mea aici. Ei singuri, ei, i-a și pus în pericol. Mai mult, băi, dacă tot ai făcut o binefacere și nu e pe cheltuiala ta, nu te costă pe tine. Dacă omul are 100 de măsuri datorie, de ce îl mai lași cu 50 de măsuri datorie? Taie tot odată și lasă-l în pace să plece fericit. Fă-l fericit de tot. Nu-i tăia doar 20 de măsuri din datorie. Taie toată. Bunătatea lui este cu limite. Nu se pune pe el în pericol pentru ei și nu le taie toată datoria, ci numai o porțiune. Atât cât să-i țină obligat și dator față de el, ca să-și asigure viitorul. Dragii mei, aici am vorbit despre ispravnicul necredincios, despre administratorul necredincios. Dar noi nu ne-am adunat aici să vorbim despre un necredincios, despre un incompetent, despre un neglijent, despre un om de nimic, despre un om care calcă legile, despre un om pe care stăpânul urmează să-l dea afară din slujbă. Nu! Noi n-am venit aici să vorbim despre un om a cărui bunătate e doar între ghilimele. E o presupusă bunătate, dar nu-i bunătate. Noi am venit aici să vorbim despre un ispravnic credincios. Noi am venit să vorbim aici despre un administrator bun. Noi am venit aici să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos spune pilda ispravnicului necredincios e ca să facă un contrast între acest ispravnic și el însuși. Și acum haideți să ne uităm puțin la Domnul Iisus Hristos, la bunătatea ispravnicului credincios. Auziți, uneori viața ne împinge în situații limită, când și așa zisa bunătate a unui ispravnic necredincios e de dorit. Suntem la încurcătură. Vă aduceți aminte de văduva sărmană care a ajuns pe mâinile unui judecător nedrept și necredincios. Și n-a avut ce face sărmana femeie. S-a dus zi și noapte și l-a bătut la cap ca să-i facă dreptate. Și până la urmă, de cicăleala ei, i-a făcut dreptate. Dar în această seară, eu nu vă chem să mergem la un ispravnic necredincios.
Eu nu vă chem să avem de-a face cu un administrator nedrept sau cu un judecător nedrept. Noi ne-am făcut de lucru cu Dumnezeul cel viu și adevărat. Și în seara aceasta, în mijlocul nostru, este administratorul Hristos care a venit în locul acesta să ne ajute să ieșim din încurcăturile și din datoriile noastre. Și ascultați! Dacă citim în Evrei, capitolul 3, că știți cum? Eu zic că Domnul Iisus Hristos este ispravnic, este administrator, dar nu-i suficient să zic eu asta. Trebuie Biblia să zică asta. Și ascultați ce spune Domnul prin Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 3, primele 6 versete. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, că sunteți datori vânduți, că aveți nevoie de ajutor, că e un zapis, e un contract care stă împotriva ta și te judecă și te acuză. Ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit. Ce înseamnă celui ce l-a rânduit? Stăpânului care l-a numit în funcție. Stăpânului care i-a dat funcție. Și acum ascultați. Cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, un alt mare administrator al lui Dumnezeu, căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Și acum ascultați. Cât despre Moise, marele administrator al lui Dumnezeu, în viața poporului Israel, prin care Dumnezeu a dat legea și a deschis calea poporului său către țara Canaan. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca rob, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios, este loial, este competent, este corect, este cinstit, e vigilent, nu pierde nimic, nu irosește nimic. Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Dragii mei, ce părere ar avea dacă de sufletele voastre și de viețile voastre ar avea grijă un administrator corupt? Un om de nimic. Nu-i așa că vă teme pentru viața voastră? Când în fruntea unei țări ajung oamenii corupți, există mare teamă, mare frică între oameni. Oare ce vor face cu noi? Oare ce se va întâmpla? Dar când în fruntea unei țări este un împărat bun, care vrea binele poporului, care se luptă pentru binele poporului, care luptă pentru cinste și dreptate, cu credincioșie, cu integritate, atunci poporul este liniștit. Popor al lui Dumnezeu, responsabil pentru voi, administratorul sufletelor voastre este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acum, Domnul Iisus Hristos n-a dat din ale altuia ca să ne plătească datoria. Eu mă întreb, ce a dat Domnul Iisus Hristos ca să plătească datoria noastră, pentru că plata păcatului este moartea? Eram dator vândut și nimeni nu-și putea plăti datoria lui.
Cât de mare era datoria noastră mai întâi? Spuneți voi, 50, 80, 100, 1000? Hai să vă spun cât de mare era datoria noastră. Deschideți la Psalmul 49 și ascultați ce spune cuvântul Domnului aici. De la versetul 7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Adică eu nu pot să plătesc pentru tine și tu nu poți să plătești pentru mine. Eu nu pot să plătesc pentru copiii mei. Frații de corp nu pot să plătească unul pentru altul oricât de mult s-ar iubi. Păstorii, slujitorii nu pot plăti pentru biserică. Nimeni nu poate plăti pentru tine. Auziți de ce? Nu se pot răscumpăra unul pe altul. Nici să dea lui Dumnezeu, că El este stăpânul bogat. Prețul răscumpărării, zapisul, documentul, contractul stă împotriva ta. Nu cu 50, nu cu 80, nu cu 100, ci cu așa de mult încât niciunul dintre noi nu va fi în stare să plătească datoria vreodată. În iad vor ajunge oamenii care nu sunt în stare să-și plătească datoria. Și știi ce se întâmplă cu ei acolo? Plătesc cu eternitate pentru că niciodată nu termină de plătit. Ia auziți! Versetul 8. Răscumpărarea sufletului lor, un singur suflet, este așa de mare, așa de scumpă, așa de prețioasă, valoarea aceea este atât de mare, că nu se va face niciodată. Niciodată. Vă rog să vă uitați fiecare la viața dumneavoastră, oameni care i-am întors spatele lui Dumnezeu, care am călcat poruncile lui Dumnezeu, care l-am necinstit pe Dumnezeu și care am avut fiecare în dreptul nostru un document, un zapis pe care a fost scrisă valoarea datoriei noastre. Știți care a fost valoarea datoriei noastre? Infinit. Infinit! Că doar infinitul nu poate fi plătit niciodată. Plătește o veșnicie și nu termin. Și când s-a uitat la zapisul acesta, Domnul Iisus Hristos a spus, trebuie să-L salvez, trebuie să o salvez. Nu pot să-i las să se piardă. Am investit în ei, i-am creat după tipul și asemănarea mea. Am pus în ei gândul veșniciei. Oh, sângele mieilor și țapilor, jertfele din vechime, nu acopereau decât pentru un an și pe urmă o luau de la capăt. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. Până și preoții care aduceau jertfe mai întâi trebuia să aducă pentru ei și pe urmă pentru popor. Că ei nu se puteau răscumpăra pe ei înșiși. Și acum, auziți, Domnul Iisus Hristos s-a dat pe sine ca plată de răscumpărare ca să șteargă zapisul, ca să șteargă documentul și nu să taie doar jumate sau trei sferturi din datorie, ci să-l șteargă total. Citesc din Evrei, capitolul 9. De la versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire, ca
care le-a fost făgăduită, mărit să fie Domnul. Ispravnicul necredincios a luat din ce nu era a lui, ca să plătească datoria oamenilor acelora. Hristos n-a luat nimic de la nimeni. Hristos s-a adus pe el însuși. Hristos s-a oferit pe sine însuși ca preț de răscumpărare. Mai mult, Domnul Iisus nu și-a căutat folosul lui, ci a căutat folosul nostru. Ispravnicul necredincios a gândit la el. A fost egoist. A făcut un pic de bine acelor oameni, dar cu un interes personal. Ce interes a avut Domnul Iisus Hristos? Să lase slava cerească, să lase gloria lui Dumnezeu, să lase închinarea oștirilor de îngeri. El care era preiubitul Creatorului, în care Creatorul își găsea toată plăcerea. Și să vină pe pământul acesta, să se nască într-o iesle, și-a căutat folosul lui, să trăiască în casa unui tâmplar, și-a căutat folosul lui, să n-aibă casă și să n-aibă unde își pleca capul, și-a căutat folosul lui, să fie batjocorit de oameni și insultat, să fie lovit, bătut, țintuit pe lemn și omorât. Hristos a venit cu un singur scop, de dragul tău și ca să te salveze pe tine. Mărit să fie numele Domnului. Ăsta este administratorul nostru. Vă aduceți aminte de Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și le-a zis, voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, ca să nu piară tot neamul? Hristos a venit pentru noi, Hristos a venit pentru voi, pentru fiecare în parte. A venit pentru cei care știu că a venit pentru ei și le-a mântuit sufletele. Și a venit și pentru tine, dacă până în seara aceasta nu l-ai cunoscut pe Hristos. Ai fost și ești apăsat de vinovăția păcatelor tale. Vrei să schimbi viața și nu poți. Ai ajuns la capătul drumului, nu știi ce să faci? Hristos a plătit și pentru tine. Hristos a plătit și pentru tine. Mai mult. Spuneam puțin mai devreme că avem un zapis, avem un document împotriva noastră cu prețul infinit. Și în momentul în care ispravnicul necredincios a avut un zapis, un document cu 100 datorie, a scris 50. L-a pus să scrie 50. L-a pus să scrie 80. Ia auziți ce a făcut Hristos cu contractul care stătea împotriva noastră și care ne făcea dator vânduți pentru eternitate. Am fi ajuns în iad să plătim o eternitate. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Coloseni 2:14. Ce a făcut Hristos? A șters zapisul. Același termen, zapis, l-a șters complet, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Când a murit Hristos la Calvar, în trupul lui, contractul acela care te declara vândut pe veșnicie, dator vândut, a împărtășit soarta trupului lui Hristos. Când trupul lui Hristos a fost frânt și stârpit, spunea Daniel, așa a fost și zapisul tău. Ai ieșit dator zero, liber de datoria ta. Ți-a plătit toată datoria. De-aia a avut dreptul să-l șteargă. Hei, am vorbit despre ispravnicul nedrept, bunătatea lui. Am vorbit despre ispravnicul drept, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă rog frumos, întoarceți-vă către cei care sunt în jurul dumneavoastră și spune-le, și tu ești ispravnic. Faceți lucrul ăsta, vă rog, întoarceți-vă, tu ești ispravnic.
Tu ești ispravnic. Cred că am vorbit suficient despre ispravnicul necredincios și despre ispravnicul credincios. Ei doi sunt două modele. Toți oamenii din lumea asta au fost numiți de Dumnezeu administratori. Vreau să așez un adevăr mai întâi. N-aveți nimic. Nu mă interesează ce mașină avem, ce casă avem, ce haine avem. Să vă spun eu ce avem. N-avem nimic. Ne sculăm dimineața și respirăm aerul lui Dumnezeu. Bem apa lui Dumnezeu. Luăm din resursele lui Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu sănătate fără să fi meritat. Am stat de vorbă cu un frate care m-a întrebat, ce faci, frate? Și am spus, frate, mai bine decât merit. Și el zice, dar ce meriți? Asta m-am gândit, mă, are dreptate, asta nu merit nimic. Întotdeauna o să fiu mai bine decât merit. Oricât de grea ar fi viața, e mai bine decât meriți, pentru că nu meriți nimic. Am zis-o bine, dar el m-a făcut să o înțeleg și mai bine. Dragii mei, tot ce avem ne-a fost dat de Dumnezeu să administrăm. Mașina ta ți-a fost dată să o administrezi. Casa ta ți-a fost dată să o administrezi. Sănătatea ta ți-a fost dată să o administrezi. Viața ta, sufletul tău e cea mai mare valoare că am stabilit că nu poate fi plătit cu nimic din lumea asta. Și Dumnezeu ți l-a dat să-l administrezi. Vă aduceți aminte de bogatul căruia i-a rodit țarina și care nu știa ce să facă. Zice, am prea multe valori, am o recoltă prea bogată, magaziile mele sunt prea mici, nu-mi încap rodurile, știu ce voi face. Stătea de vorbă cu el noaptea și zice, am să le stric și am să fac altele mai mari să-mi încap. În universul lui e singurel. În universul lui n-are nevastă, n-are copii, n-are prieteni, n-are părinți, n-are săraci, n-are amărâți. În universul lui n-are nici măcar Dumnezeu. E atât de singur că vorbește cu el însuși. Și dintr-o dată se aude o voce care îi spune, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul care ți-a fost dat să-l administrezi. Să-i porți de grijă, să-l hrănești. Nebunule, ai crezut că sufletul tău mănâncă sarmale? Și bea Coca-Cola, că el așa a zis, bea suflete și mănâncă. Uite de la el. Ce confuzie extraordinară. Ți se va cere sufletul și toate aceste lucruri. Cui vor rămâne? Dragul meu, tu ești administrator. Ce faci cu sufletul tău? Ia ascultați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:1. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște slujitori ai lui Hristos, și ca niște ispravnici administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici, de la administratori? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și acum vreau să vă întreb, dragii mei, vă duceți în fiecare zi la locul de muncă, fie că sunteți angajații cuiva sau că sunteți șefii voștri înși vă. Și sunteți foarte atenți. Ca patronul să aibă o părere bună despre voi. Să nu vă dea afară din serviciu. Și dacă tu ești patronul propriei tale afaceri, aș vrea să spun că nu există niciun patron mai exigent decât tu. Tu îți dai ție de lucru mai mult decât ți-ar da 10 șefi. Că vrei să te întreții și că să-ți câștigi pâinea. Și dacă nu ești credincios, și dacă nu ești atent, și dacă nu ești competent, îți pierzi munca. Asta o știți.
sunteți buni la toate lucrurile pe care le faceți. Dar când e vorba să aveți grijă de cea mai mare valoare, mai prețioasă decât toate lucrurile pe care le aveți, sufletul vostru. Cât timp dăm sufletului în fiecare zi? Cât de buni administratorii sufletului suntem? Că toate vor rugini și se vor tărâma. Dar ce ai făcut pentru sufletul tău, aceea va rămâne. Cât îi dai hrană sufletului tău din cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Cât te rogi în fața Creatorului tău în fiecare zi? Cât de des și cu bucurie te duci la casa Domnului când sfinții se adună în părtășie? Scumpii mei, sufletul tău are nevoie de hrană. Sufletul tău are nevoie de apă. Sufletul tău are nevoie de timpul tău, de atenția ta, de îngrijire. Și dacă pentru trupurile noastre facem așa de mult, nu știu dumneavoastră, că vă văd că sunteți îmbrăcați foarte frumos, ați venit ca la biserică duminica, îmbrăcați de nota 10. Un lucru care îl apreciez foarte mult în comunitățile voastre, fraților. La voi încă mai e respectat Dumnezeu. La voi încă mai veniți la biserică îmbrăcați de parcă vă duceți în fața unui mare stăpân, a unui mare președinte, a unui mare împărat. Voi încă mai cinstiți pe Dumnezeu, voi nu vă îmbrăcați ca pe bulevard, voi nu vă îmbrăcați ca la sala de sport, voi nu vă îmbrăcați ca pe Maidan când veniți la biserică. Să vă binecuvinteze Dumnezeu și să vă țină obiceiul. Voi știți să aveți grijă de trupurile astea și să le îngrijiți frumos. Și eu am făcut-o înainte să vin în seara asta aici. Am făcut-o în primul rând din respect față de Dumnezeu. Și în al doilea rând v-am respectat pe voi. Dar dacă știm să purtăm grijă de trupul ăsta, și e normal, Pavel spunea, nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl îngrijește cu drag. Ce faci cu sufletul tău? De ce nu i-ai dat să mănânce de săptămâni întregi? De ce de luni de zile nu te-ai mai rugat decât amin, Doamne, că mi-e foame? Nu știți că asta e rugăciunea flămândului? Și unii nu se roagă decât în timp ce se așează pe scaun la masă, dându-și drumul din picioare pe scaun, zic o rugăciune de Doamne ajută. Pe-aia și hoțul o zice când se duce la furat. Frați și surori, ce facem cu sufletele noastre? Ia auziți! Ce facem cu slujbele noastre? Și veți zice, aha, se ia de ei. Toți suntem slujitorii lui Dumnezeu și tuturora ni s-a dat o slujbă. 1 Petru 4:10, ca niște buni spravnici, administratori, ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Am vorbit despre administrarea propriului suflet. Dar tu ai fost înzestrat și echipat de Dumnezeu cu daruri, cu talente, cu valori, ca să slujești celor din jurul tău. Și asta este o isprăvnicie. Și acum, aș vrea să vorbesc puțin despre bogățiile acestea, să înțelegem ce sunt. Când vorbim despre isprăvnicia vieții, este foarte important să înțelegem că nicio bogăție nu ne aparține. V-am spus mai devreme că aerul e de la Dumnezeu, că apa e de la Dumnezeu, că pământul pe care călcăm e de la Dumnezeu, că sănătatea pe care o avem e de la Dumnezeu, că tot ce suntem și tot ce avem e de la Dumnezeu. Dacă recunoașteți lucrul ăsta, să spunem din toată inima, amin. Așa spune și Biblia, în 1 Corinteni 4:7. Căci cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit
Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și aici Domnul Iisus Hristos în pilda aceasta face diferența între lucruri. Pe unele le numește lucruri mici și pe altele le numește lucruri mari. Și cine nu este credincios în lucrurile mici, nu va fi credincios în lucrurile mari. Care sunt lucrurile mici? De exemplu, să fim punctual la biserică. Mă refer acum la frații credincioși, nu? Ăsta e un lucru mic. Acum, domnule pace, am venit la biserică. Dacă ai ajuns la 9 și un sfert, de ce nu poți să ajungi la ora 9 fără un sfert? N-am să uit niciodată. Noi am avut 10 copii. Nu știu de ce frații au pus o poză cu mine și cu soția mea. Probabil că au vrut să vă prezinte femeia din Proverbe 31. Vedeți o femeie ca cea din Proverbe 31. Sâmbăta muncea pe rupte să pregătească toate hăinuțele copiilor, 10 fete, îmbrăcate frumos, pentru că eu eram păstorul bisericii și trebuia să ajung la timp. Și mai avea grijă și de mine, că m-am deșteptat, dar m-am deșteptat mai târziu puțin. Vedeți, un bărbat tânăr nu are minte. N-are minte. Am fost fericit că îmi calcă cămașa, că mi-o spală, că mă aranjează, că mă rânduiește, încă eram mândru. Ia uite ce frumos mă ține nevastă-mea. Fără să-mi dau seama că pentru asta ea era o muncă în plus. Știți ce am început să fac bărbaților? Am învățat să calc, am învățat să spăl, că nu e filozofia sfârșitului. Am învățat și am luat de pe cap un pic din greutate. Dar dimineața, copiii se sculau la timp, mâncau ceva, erau îmbrăcate, la ora care trebuia, ne îndreptam spre biserică să ajungem la timp. Este un lucru mic. Noi am vrea lucruri mari, să fim cântăreți buni ca frații ăștia, să cântăm. Am vrea să... Eu am un unchi păstor care m-a învățat multe lucruri în viață. Și din Scriptură și despre viață. Și mi-a povestit la locul lui de muncă, avea un director. Și se împrietenise cu directorul și mai vorbeau. Și a spus odată director, așa zice, băi Ionescu, fii atent aici la mine. Băi, zice, eu n-am fost mai deștept ca alții de am ajuns director aici. Dar știi ce? Am fost punctual. Deci cum să ajungi director pentru că ești punctual? Principiul, uitați care este. Când ești credincios în lucrurile mici, ești credincios și în lucrurile mari. Când ești necredincios, neatent și indisciplinat în cele mai mici lucruri, asta se va transforma în incompetență, neglijență și în lucrurile mari. Dacă nu ești în stare să ai grijă de sufletul tău, cum vei avea grijă de sufletul altuia? Bogății adevărate și bogății neadevărate. Și aici vreau să vă spun o întâmplare și să mă apropii de încheiere. Era la o companie o doamnă care s-a dus în pauza de masă să mănânce puțin și să citească o revistă. S-a dus la mașina automată, a apăsat pe butoane și și-a comandat o pungă cu biscuiți. A luat punga cu biscuiți, cu revista, le-a pus în geantă și s-a dus să caute o masă în sala de mese unde să se așeze. Era o sală de masă, mese mare la companie, angajații coborau și își serveau lunch-ul acolo, prânzul. Și n-a găsit nicio masă, erau toate ocupate, dar a văzut că la o masă era un domn care stătea pe scaun și la masa aia mai era un scaun liber. S-a dus foarte politicoasă și l-a întrebat pe domn dacă scaunul ăla e liber și dacă îl poate ocupa ea, că nu avea unde să stea.
Și Domnul a dat din cap amabil și a spus, poftiți. S-a așezat și a luat magazinul respectiv, a început să-l răsfoiască și a întins mâna să ia un biscuite din pungă. Când i-a întins mâna, Domnul, foarte amabil, a dat din cap, i-a întins punga, a luat un biscuite, pe urmă a luat și el un biscuite din pungă și a început să mănânce. Femeia s-a enervat. A spus, măi, dar ăsta e necioplit. Am înțeles că eu fi foame sau eu fi poftă și vrea și el un biscuite. Da, corect ar fi să-mi ceară permisiunea, să spună, dă-mi și mie un biscuite. Nu e rușine? Așa se face? Am înțeles că mi-a dat loc la masa lui, da. Ce era scaunul lui? Ce era masa lui? În fine, n-a zis nimic ca să nu se certe cu vecinul de masă și a mâncat biscuitele și a întins mâna să ia încă un biscuite. Domnul, foarte amabil, a dat din cap, a mai luat un biscuite și el și a mai luat un biscuite și ea. Am deja, a scos fum pe urechi, s-a enervat rău de tot. Dar tot n-a zis nimic, că erau acolo mulți oameni și la femeie a fost jenă să se facă de râs, să facă scandal. Și uite, așa au stat minute în șir. Ia lua un biscuite, Domnul lua un biscuite. Ia lua un biscuite, Domnul lua un biscuite. Până când a rămas un singur biscuite, Domnule, când n-au rămas doi. Unul a rămas. Și a zis, ultimul e al meu. Și a dat să-l ia, Domnul a fost mai iute de mână, l-a luat, l-a rupt în două, i-a dat ei jumătate și a păstrat jumătate pentru el. Femeia s-a ridicat nervoasă, s-a uitat urât la el, s-a întors să plece, a vrut să pună magazinul în geantă și a rămas înmărmurită. Punga ei de biscuiți era neîncepută în geantă. Tot timpul mâncase din punga de biscuiți a vecinului de la masă. Auziți? Știți cum facem noi cu toate lucrurile? Exact această femeie cu punga de biscuite a vecinului. Casa mea, mașina mea, viața mea, nevasta mea, copiii mei, păstorul meu, biserica mea, toate sunt ale noastre, comuna mea. Totul e al nostru. Hainele mele, mobila mea, strada mea, pământul meu, cerul meu, universul meu, veșnicia mea. Și în tot timpul ăsta mâncăm din punga de biscuiți a lui Dumnezeu. Dragii mei, v-am spus toate aceste lucruri pentru ca în seara aceasta să fim responsabili, să fim cinstiți cu valorile pe care ni le-a dat Dumnezeu, să fim administratori buni. Vă invit să plecați capetele. Ne plecăm capetele în primul rând ca să ne rugăm, în al doilea rând pentru că nu vrem să fim un prilej de jenă pentru cei din jurul nostru. Sincer vreau să vă spun, momentele acestea solemne în care îi provocăm pe oameni să iau o decizie în dreptul vieții lor, nu sunt momente care țin de succesul cuiva dintre noi, că deja am stabilit că nu e despre noi. Nu e despre noi, e despre Domnul. Dacă foarte mulți oameni în seara aceasta s-ar pocăi, nu-i succesul meu. Și dacă nu se pocăiește nimeni, nu-i falimentul meu. E falimentul lor. Dar vreau să te întreb. Indiferent ce titlu porți, de credincios, de necredincios, indiferent cine ești și ce ai făcut până acum, poate că te-ai numit credincios sau religios, dacă până în seara aceasta n-ai avut bine grijă de sufletul tău, n-ai administrat bine cea mai mare valoare care ți s-a dat, propria ta viață, în seara aceasta te rog să iei soarta ta, să iei viața ta și să o pui în mâinile Domnului Iisus Hristos, ca să te transforme și să te schimbe, ca să-ți dea un nou orizont și un nou viitor și ca să te învețe să te ocupi mai bine de sufletul tău. Este cineva care vrea să ia decizia aceasta în seara aceasta?
O mână ridicată în sus, acolo unde ești. Ne plecăm capetele și ne rugăm. Te rog frumos. Dacă vrei să ai mai bine grijă de sufletul tău, dacă vrei să te rogi mai mult, dacă vrei să citești scripturile mai mult, dacă vrei să fii mai serios cu pocăința ta, dacă vrei să fii mai serios cu Dumnezeu, dacă vrei să fii mai serios despre sufletul tău. Frașii și surori, capetele plecate, ne rugăm Domnului. Este cineva care vrea să ia decizia aceasta. Lăudat să fie Domnul. Și acolo, în afara cortului, dacă este cineva, poate să ia decizia aceasta. Este cineva în seara aceasta care și-a predat viața Domnului, dar care este nemulțumit de starea lui spirituală, care nu este sigur că dacă Domnul vine și cere sufletul, va avea un deznodământ binecuvântat în împărăția lui Dumnezeu. Și vrea să-și reînnoiască legământul, vrea să ia o nouă decizie. Dragii mei, mai bine să ne facem de râs în fața oamenilor decât să ne facem de râs în fața eternității și a lui Dumnezeu. Dacă ești pocăit și vrei să fii mai pocăit, acolo unde ești, că nu îmi spui mie. Vrei să iei decizia aceasta, dragul meu. Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Deci înseamnă asta că sunt pocăiți care vor să se pocăiască. Știți că și pocăiții au nevoie de pocăință? Lăudați să fie Domnul! V-am văzut, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să mai pun o întrebare. În seara aceasta, când este analizată isprăvnicia noastră, cât de competenți, cât de vigilenți, cât de atenți am fost, s-ar putea ca Dumnezeu într-un anumit domeniu să ne găsească cu minusuri. Mie Dumnezeu mi-a încredințat o isprăvnicie. Mi-a încredințat sufletul meu, mi-a încredințat familia mea, mi-a încredințat biserica pe care o păstorez, bisericile care sunt în cadrul uniunii noastre. Și vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Uneori mă simt neadecvat, mă simt slab. Simt că am anumite slăbiciuni, anumite minusuri care trebuie corectate și voi fi primul care voi spune, Doamne, ajută-mă să fiu un mai bun ispravnic și administrator. Vrei și Tu să faci lucrul acesta, să ceri ajutorul lui Dumnezeu? Ia uite că toți vrem. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Atunci, haideți să ne ridicăm în picioare. Și vom intra într-o rugăciune împreună cu toți. Însă, fraților, rugăciunea asta nu e o rugăciune generală. Nu ne rugăm pentru noi toți. Nu spunem, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, binecuvintează biserica în întregime. Rugăciunea asta e pentru Tine. Spune, Doamne, știu că mi-ai dat multe binecuvântări. Cum le administrez? Știu că mi-ai dat un suflet. Ce-am făcut cu el? Știu că mi-ai dat niște responsabilități, cum mă achit de ele? Și seara asta să fie seara în care, în vreme ce tu te smerești înaintea lui Dumnezeu, în vreme ce tu te găsești nevrednic înaintea lui Dumnezeu, El te ridică și îți dă competența Lui, îți dă calitățile Lui, îți dă caracterul Lui, îți dă integritatea Lui și îți dă binecuvântările Lui. Ne rugăm cu toții în comun.